intervalul 30 aprilie 3 mai 2021, aproximativ 1300 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova vor acționa pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. În această perioadă sunt la datorie aproximativ 800 de polițiști din structurile de ordine publică, aproape 300 de polițiști de la structurile de poliție rutieră, iar în cadrul activităților sunt angrenați și polițiști din alte structuri. Colegii mei vor fi prezenți în zona lăcașurilor de cult de pe raza județului pentru a preveni orice fel de evenimente nedorite, pentru a fluidiza traficul rutier și pentru a evita formarea de aglomerări de persoane. Vă dorim să aveți sărbători în siguranță!